Până vom ajunge toți la unirea credinței, nu a credințelor. Aceasta ridică de deasupra mea povara de a vedea vreodată în viață sau speranța sau ideea că vreodată în viață credințele se vor uni cumva. Nu, credințele rămân credințe. Este vorba însă de unirea credinței, aceasta având numitor comun persoana Domnului nostru Iisus Hristos. În și prin aceasta suntem noi uniți în credință. El este credința noastră. Ceea ce avem noi de așezat pe masa vieții, numitorul comun, este persoana Lui, nu ce gândim noi despre persoana Lui, nu ce am pomenit noi sau ce au scris sau ce au vorbit alți oameni, ci El însuși. Avem această moștenire a sufletului nostru, care este Mântuitorul nostru. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, aceasta înseamnă maturitate, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu înseamnă că omul devine Hristos, ci înseamnă că ființa noastră este deplin, prezența lui Dumnezeu este deplină în noi. Aceasta înseamnă plinătatea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este nicio zonă a vieții care să fie deșert, lipsită de prezența Mântuitorului nostru. Lucrarea despre care am vorbit, a dezbinării, a fost, este și rămâne întotdeauna lupta diavolului. Și capodopera lui este aceea în care reușește să pună doi oameni buni, doi oameni cu daruri de la Dumnezeu, unul împotriva altuia. Sau două biserici mari, două biserici numite istorice, cu milioane, milioane, țări întregi, pământul întreg, una împotriva celelalte. Acest lucru, oriunde este văzut, mărturisește despre prezența și lucrarea celui rău. Rugăciunea Mântuitorului nostru, te rog ca toți să fie una, produce o altă viață, o altă planetă, produce o altfel de ființă în ființa noastră. Aș vrea să mergem aici și să citim împreună în Psalmul 66 și vă rog să, că așa a spus Mântuitorul, după cum e scris despre mine în lege, proroci și psalmi. Acum citim în psalmi despre rugăciunea lui din Ioan, capitolul 17. Te rog ca tot să fie una. În Psalmul 66, versetul 20. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Dacă ne uităm și dacă rămânem doar la ceea ce vede privirea aceasta firească a noastră, nu se vede împlinirea rugăciunii noastre, spune Pavel. Deocamdată nu se vede că totul i-a fost așezat sub picioare. Nu se vede lucrul acesta. Dar în sufletul meu și în sufletul tău, lucrarea lui este în plin avânt. Împlinirea acestei rugăciuni este lucrare vie și ferventă a Duhului Său Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos poate spune Tatălui, binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Rugăciunea este, de fapt, cea mai înaltă formă a comuniunii sufletului cu Dumnezeu. Nu este recitarea unor versuri sau poezii sau compoziții de un fel sau altul. Acestea sunt forme de exprimare a unor stări sufletești. Este foarte bine. Rugăciunea însă este respirația sufletului, acolo respiră sufletul. El este în comuniune cu Dumnezeu. Și Mântuitorul spune prin acest psalm că Dumnezeu nu a lepădat rugăciunea lui, te rog ca toți să fie una. Am înălțat și noi această rugăciune cu privire la familia noastră. Am străbătut un drum destul de lung în viață și suferințele cele mai adânci le-am văzut în inimile sfâșiate ale unor părinți care au văzut copiii lor în dușmănie și luptându-se între ei. Nu cred că poate să fie o întristare mai adâncă decât aceasta, pentru o inimă de mamă sau pentru o inimă de tată. Dar Biblia spune Că voi care sunteți răi, simțiți tristețea aceasta când copiii voștri sunt în tensiune și în conflict. Cu cât mai mult Dumnezeu, Tatăl vostru cel ceresc, simte lucrul acesta. Adesea avem această trăire care este nedreaptă față de Dumnezeu, dar este reală, că anume rugăciunea noastră nu s-a ridicat mai presus de tavanul acesta, că am vorbit singur, că nu m-a auzit nimeni, că rugăciunea noastră, așa cum spunea pastor, parcă a fost aruncată cu silă. Pe Dumnezeu nu l-a interesat rugăciunea noastră și aceasta spunea Eremia în plângerile lui, să tot strig, să tot cer ajutor, că el tot nu-mi primește rugăciunea. Și te-ai impuit într-un nor, spune el în capitolul 3, 44, ca să nu străbată la tine rugăciunea noastră. Dacă a fost o rugăciune în dreptul căreia se poate spune greu lucru ceri, știți că aceasta a fost pusă în dreptul rugăciunii lui Elisei, dar cât de micuț este lucrul pe care l-a cerut Elisei în rugăciune, în comparație și prin contrast cu ce a cerut Iisus. Când el a cerut lui Dumnezeu aducerea în armonie a vieții pretutindeni în universul lui Dumnezeu, lucrul acesta nu poate fi cuprins mental, dar în micuța noastră viață putem să primim această dispoziție de a fi parte și părtași din lupta lui Dumnezeu de a aduce toate lucrurile și a le armoniza într-unul singur. Cuvântul lui Dumnezeu ne duce pe noi în primele zile ale bisericii creștine, ceea ce o caracteriza biserica aceasta nou născută din Mântuitorul ei și pentru el și o expresie trupul lui Hristos. Biserica aceasta era caracterizată de un singur lucru, Fapte 4:32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Aceasta este a ținta lui Dumnezeu cu privire la biserica sa. Nu voi, ca să iubesc pe frații mei din orice fel de denominațiune sau din orice fel de biserică, din orice fel de convingere ar avea ei sau unii care nu au niciun fel de convingere, credință în Dumnezeu sau necredință în Dumnezeu. Ca să ajung să iubesc lumea așa cum a iubit-o Dumnezeu, cuvântul care ne este spus aici este pentru mine o înaltă chemare. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nu pot să fac pe aproapele meu să fie o inimă și un suflet cu mine și nici nu trebuie. Nu mă lupt pentru aceasta, nici cu familia, cu copiii, nu mă lupt pentru aceasta. Ci să luptăm împreună să fim o inimă și un suflet cu Domnul Hristos. Și ce crezi? Prin unirea, prin identificarea noastră cu Domnul Hristos, constatăm că și noi, între noi, suntem o inimă și un suflet. Dacă lipsește această atmosferă din familie și dacă lipsește din biserică și din lumea noastră, acest lucru, lipsa aceasta, indică absența lui. El a fost dat afară, așa cum scrie cartea Apocalipsei în capitolul 3, el stă la ușă și bate, el nu este în casă. Lucrul acesta trebuie să trezească nu numai atenția noastră, dar energiile sufletului prin care să înțelegem că nu există o altă cale. Despărțiți de mine, nu puteți să rezolvați problema aceasta. Martin Luther King a spus, zice, ori vom învăța să trăim ca frații, așa cum ne-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, ori vom muri ca nebunii împreună. Iubiții mei, observăm că pământul este sfâșiat de catastrofe sângeroase astăzi. Istoria este necată în sânge peste tot. Și suferim cumva. Observăm familii în suferință, persoane în suferință, biserici dezbinate, sfâșiate pur și simplu. Și cumva suferim cu suferința aceasta. Dar dacă ne uităm cu băgare de seamă, cum scrie Biblia, răul nu s-a întâmplat niciodată în viața mea fără contribuția mea. Este unul singur asupra căruia răul a căzut complet nevinovat. Bine a declarat Elharu, bine a declarat Sutașul acela, bine a declarat în final chiar Iuda. Nu a păcătuit, nu s-a găsit niciun fel de păcat. Este singurul care a suferit, Iisus, e singurul care a suferit, fără să fie avut vreo contribuție la suferința lui. Dar în ce ne privește pe noi, conflictele din lume, conflictele din familii, chiar din sufletele oamenilor, poartă tainic semnătura aceluia care suferă sau contribuția lui într-un fel sau altul. Poate nu vedem și poate că cineva se apără, cum spune Biblia, se apără ca un nelegiuit, se apără ca Iov în fața lui Dumnezeu. Vino încoace, vreau să discutăm, nu am făcut, nu sunt vinovat, nu sunt vinovat. Când i-au fost deschiși ochii și a dat seama că tot ce se întâmplase în viața lui avea legătură directă cu el. Și el a spus, privindu-și prezența și contribuția lui la tot ce s-a întâmplat, s-a uitat la sine și a spus, nu-mi place, nu numai că nu-mi place de mine, urăsc, scârbă de mine, spune el acolo în termenul acesta. Pentru că a văzut că niciodată un rău pe pământul acesta, un fel de suferință, nu vine asupra noastră fără contribuția noastră de un fel sau altul. Cei mai mulți oameni îl declară pe Iov ca fiind complet nevinovat. Și la prima vedere așa este, declarat de Dumnezeu, este un om credincios. Dar când totul se încheie, atunci Iov, același Iov care la început și-a declarat nevinovăția, neparticiparea, necontribuția lui la tot ce s-a întâmplat, același Iov ajunge să se pocăiască adânc de viața lui. Era bolnav. Tot ce s-a întâmplat acolo nu a fost o piesă de teatru în care un om a fost folosit ca un cobai. Da. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost un adânc tratament al Duhului Sfânt care a eliberat pe omul acesta de ceea ce putea pune sufletul în primejdie. Înțeleg să te pocăiești de tâlhării și de desfrâuri și de hoții și de neadevărul și de nenorociri, este cazul de pocăință. Dar tu pentru ce te pocăiești din moment ce nu e nimeni neprihănit cu tine pe toată fața pământului? Tu pentru ce te pocăiești dacă acesta? Dar în clipa în care el a văzut în prezența lui Dumnezeu adevărul despre sine, după ce a declarat, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc, a spus el, în sac și cenușă. Mă pocăiesc de tot ceea ce am vorbit despre Dumnezeu, mă pocăiesc de tot ceea ce am vorbit despre mine, mă pocăiesc de tot ceea ce am vorbit despre oameni. Cu ochii cu care am privit, n-am văzut ce văd acum cu ochii pe care mi-a deschis Dumnezeu. Mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un gând. Dar lucrul acesta nu se întâmplă pe orizontală niciodată, ci o inimă și un gând trebuie să aibă un centru de care ancorează. Iubiții mei, suntem implicați sau suntem parte din organizarea lumii în care trăim, parte din biserici, parte din familii, parte din partide politice și din altele. Și la un moment dat, în momentul în care un om devine parte a unui astfel de lucru, cum ar fi partea unei biserici sau a unui partid politic sau a unei clase economice, când devii parte de acolo, în momentul acela supui, predai libertatea individuală și devii un exponent de grup, un exponent al grupului. Lucrul acesta este cel care creează stările acestea în lume astăzi. Omul nu mai are libertatea de a fi el însuși. Câți dintre oamenii care astăzi varsă sângele în războiul din Ucraina, câți dintre oamenii aceștia de bunăvoie și cu bună știință ar merge acolo? Câți dintre oamenii care sunt acolo și care varsă sânge? Câți dintre cei care trimit bombe peste, unii peste alții și așa? Câți ar face lucrul acesta dacă nu ar fi parte din dintr-un anume sistem? Omul nu mai este el însuși și nu poate fi el însuși decât dacă este în Hristos Iisus. Singurul loc în care se manifestă libertatea și adevărul despre ființa noastră, așa cum s-a întâmplat cu Iov, care a cunoscut adevărul despre sine numai în prezența lui Dumnezeu. Și vom face referire la un eveniment care a marcat istoria. Este bine cunoscut în lumea noastră armistițiu, neoficial numit armistițiu sau împăcare, din primul război mondial, în 1914, din zilele de Crăciun, de nașterea Domnului. În timpul unui război sângeros ca acesta, cei care ați urmărit cifrele, știu că nu înțelegem noi ce înseamnă să moară 1.000.000 de oameni, Vorbim niște lucruri pe care nu le procesăm. N-ai cum să procesezi așa ceva. Dar sunt niște lucruri îngrozitoare. În mijlocul acestui infern, printre explozii, printre bubuituri, prin moartea care se cerată într-o parte și într-alta, printre toate acestea se creează o mică pauză. Erau zilele de Crăciun și deodată trupele aliate au auzit în partea germană cântată cântarea O Betlehem, care o cântă Holy Night, cum cântăm noi aici, O Noapte Sfântă. Au auzit cântarea asta în limba germană. Armele au tăcut și din partea cealaltă englezii au început să cânte aceeași cântare. Au lăsat armele jos, au pășit aici în țara nimănui, în locul în care era pământul frământat cu sângele și a petrecut aproape o zi jumătate trupele cântând și sărbătorind pe cel venit în lume. A fost un simbol pentru lumea noastră, un simbol pentru sufletul tău, pentru al meu și pentru familii, pentru biserici, pentru lume în general, un simbol că există un răspuns la criza aceasta a urii din lumea noastră. Mânia neamurilor, cum spune cartea Apocalipsei, a crescut până la cer, dar are vindecare. Vindecarea este aici, cu vindecarea sub aripile lui, a spus Maleachi despre Domnul. Acolo s-a întâmplat ceva de neimaginat. Acești oameni care erau acolo chemați și subordini să se omoare unii pe alții până la ultimul, acești oameni au ajuns să cânte împreună aceluia care a cântat la venire pace pe pământ între oamenii plăcuți lui și la plecare te rog ca toți să fie una. Acest arc peste timp. În timpul sărbătoririi acesteia au venit imediat ordinele comandanților care au pus trupele înapoi în tranșee. Întrebare, oamenii aceștia care au ieșit acolo și au cântat O Noapte Sfântă, în germană, în engleză, în franceză, în toate limbile acestea, oamenii aceștia erau ei înșiși acolo pe front? Când stăm și suntem confruntați cu o situație sau cu alta, ne luăm o clipă să ne dăm seama că omul acesta nu este el însuși. Și spune Mântuitorul, nu avem de luptat cu carnea și sângele prin inspirație în epistole. Nu luptăm cu acest fel de lucruri, ci în spatele lor este Duhul celui ce seamănă ură între oameni, ură între biserici, ură între denominațiuni. Nu de mult vorbeam cu un tânăr dintr-o denominațiune protestantă, un tată tânăr, soț, un domn demn pe care îl cunosc de foarte mulți ani. Și auzind un cuvânt pe care l-am văzut cu ocazia aceea, a venit și mi-a spus, zice, nu, știi ce ne-a spus nouă la biserică? Nu. Nu ne-a dat voie, ne-a spus că ne vor exclude din biserică, ne judecă la biserică acolo, dacă vom trece pe trotuarul celălalt, dacă în loc să trecem, mergem pe acest trotuar, mergem pe trotuarul celălalt, unde era biserica ortodoxă. Nu avem voie să trecem pe acolo. Nu s-a rugat Iisus pentru așa ceva. Aceasta nu e rugăciunea lui Iisus. Nu. Dimpotrivă, eu te rog ca tot să fie una. Acum, omul acesta care mi-a spus făcea parte dintr-un sistem care ura într-adevăr. Ura religia, ura credința vecină. Înțeleg sistemul acesta, dar ca ființă umană, înaintea lui Dumnezeu, am libertatea să nu urăsc. Așa mi-a spus Dumnealui. Ce n-am putut niciodată să mă împac cu așa ceva. Lucrul acesta îl caută Dumnezeu să-l împlinească în viața și ființa noastră. Armistițiul acesta de o zi și jumătate aproape care s-a petrecut acolo între trupele care se ucideau unele pe altele, este un simbol pentru istoria lumii noastre, este o invitație, este o chemare și în același timp lasă fără niciun fel de scuză pe toți aceia care sunt în spatele dezbinării, a urii, a omorului, a nenorocirii din lumea noastră. Dacă cineva a ridicat glasul și a spune, nu s-a putut altfel, ce era să fac? Dacă cineva va spune lucrul acesta, uite, era cineva care putea rezolva chestia aceasta, cântarea aceasta, O Noapte Sfântă, cântată despre el. Aceasta, muzica aceea, nu se referea, muzica aceea plăcută lui Dumnezeu, nu se referea la cântările pe care le-au cântat ei acolo, care sunt superbe de altfel și continuă să fie proaspete și fără timp, sunt permanente, ci se referă la muzica plăcută lui Dumnezeu, la armonia care a fost între acești oameni. Cum citeam de ună zi, noi tinerii suntem trimiși pe câmpul de bătaie să ne omorâm între noi și ne omorâm fără să ne cunoaștem unul pe altul. Suntem trimiși de niște oameni în vârstă care se cunosc și se urăsc unii pe alții. Noi ne omorâm fără să ne urâm, fără să ne cunoaștem. Acesta e sistemul luminos. Se pare că nu este ieșire. Chiar dacă ai vorbit și cu conducătorii, dacă ai vorbit cu factorii responsabili, omul ar spune imediat, dom'le, nu sunt de capul meu, fac parte dintr-un sistem, nu se poate altfel, acesta este ordinul. Cu adevărat este o situație fără rezolvare. Ura pământului și mânia neamurilor care se ridică până la ceruri și sângele până la zăbala cailor nu sunt lucruri pur și simplu opționale. Nu există o altă cale de rezolvare. Masacrul pe care îl vedem în Gaza, masacrul pe care îl vedem în Ucraina, primul război mondial și al doilea, nenorocirile din Asia, cu China, cu Japonia, cu tot ce s-a văzut, lagărele de concentrare care au fost acolo, lagărele de concentrare. Pământul e înnecat în sânge. Și dacă cineva, cine este responsabil? Nu se poate pune degetul pe cineva, pentru că în spate, spune cartea Apocalipsei, sunt duhuri de dragi care merg la împărații pământului ca să îndemne la război. Și războiul nu este împotriva unuia sau altuia, ci este împotriva celui prea înalt și împotriva rugăciunii lui Iisus, te rog ca toți să fie una. Pare o utopie, dar o utopie pe buzele Mântuitorului nostru înseamnă o realitate istorică, faptică. Așa va fi. Pământul nostru se va bucura de deplină pace. Pământul nostru se va bucura de lumea lui Dumnezeu în care va domni neprihănirea și, spune Biblia, va dispare orice fel de motiv de frică, de stres, de teamă. La acest lucru lucrează Dumnezeu. Chemarea pentru tine și pentru mine este să fim parte din acest plan al lui Dumnezeu. Niciodată prin mine sau prin tine să nu poată fi continuate lucrurile acestea care să ducă la nimicirea și la distrugerea vieții pe pământ. Lev Tolstoi are o scurtă istorie în care două fetițe vin de la biserică și împotriva sfatului părinților se opresc la o baltă, care acolo se joacă în baltă, una stropește pe alta, cealaltă o stropește înapoi și murdăresc hainele, părinții se mânie, se alertează, se adună acolo, începe un scandal teribil între părinți cu privire la fete. Vine o doamnă mai în vârstă care încearcă să potolească situația, este îmbrâncită de un voinic de acolo și așa. Dar se observă că în timp ce ei se apropiau și tensiunea creștea tot mai mult și urma vărsarea de sânge din niște apă care a fost stropită pe o rochiță, în timp ce tensiunea aceasta creștea groaznic, cineva observă că cele două fetițe s-au adunat din nou împreună, au făcut o deschizătură la locul unde era apa aceasta și apa curgea și voi pe acolo. Ei se certau, gata să se omoare pentru ele, care între timp se adunaseră împreună. Aceasta a vrut să spună Mântuitorul nostru când a zis, până nu vă veți fi și nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Acest suflet de copil, care nu are nevoie de un proces pentru refacerea relațiilor, căruia îi trebuie doar o clipă, care nu are nevoie să pună efortul ca să uite ce a zis fetița cealaltă. Sau... Este ca și când n-a fost, dispare instant acest flagel, acest duh al răului. Acest suflet de copil ne cere nouă Dumnezeu să-l trăim în relațiile cu aproapele nostru. Răul nu numai trebuiește trecut cu vederea, trebuiește uitat, în sensul că aproapele tău care a comis răul acesta este și el o victimă. Trebuie înțeles lucrul acesta. Nu, n-am uitat fapta și n-am uitat cărui duh se datorează acestui lucru. Dar am uitat faptul că tu ca om sau eu ca om aș fi agentul acestui rău destructiv asupra sufletului. Mântuitorul nostru ne-a îndemnat pe noi să iubim pe dușmanul nostru, dar nu ne-a învățat niciodată să iubim dușmania. Diferența colosală dintre aceste lucruri ne face pe noi să trăim într-o lume ostilă, așa cum spune Petru Apostolul, strălucind ca niște lumini în lume, ca niște mesagerii ai păcii oriunde ajungem, fără să proclamăm aceasta cu ceva steaguri sau pancarte, însăși prezența Fiului Păcii pe care l-a făcut Duhul Sfânt dintr-un om fără pace, cei răi n-au pace, spune Biblia, dar Dumnezeu a făcut un fiu al păcii dintr-un om rău. Oriunde este prezența lui, spune Sfânta Scriptură, pacea lui Dumnezeu îl însoțește și lasă darul acesta asupra oamenilor. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca niște copii cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. De ce? Pentru că în împărăția cerurilor se cântă cântarea aceasta, pace între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Și numai un sol al păcii, deși despre acest sol al păcii a vorbit Mântuitorul nostru când a spus fericiți acei care aduc pace, fiindcă ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care nu numai că a născut pacea în sufletele noastre, dar prin noi duce pacea în lume. Tu și cu mine suntem chemați să fim urmași ai lui Dumnezeu și ai Domnului nostru Iisus Hristos, care acolo unde călca, indiferent unde mergea el, în ce sate, în ce case, în ce vieți de oameni, oriunde călca el, imediat se instala pacea sufletului. În perioada când am fost întemnițat în România, o perioadă foarte scurtă, 6 luni, nu m-aș putea niciodată alinia cu oamenii aceștia care au suferit în închisoare. Am ascultat mai multe istorii vii de viață prezentate, dar în timpul ăsta în care pur și simplu am vizitat un loc acesta, am trăit acolo jumătate de an. A fost o seară în care ofițerii au găsit de cuvință să aducă un martor al lui Jehova, băiat tânăr, 24 de ani, care era acolo și cu care ar fi dorit dumnealor ca eu să încep un meci. Și dumnealor să stea pe margine și să vadă care dintre noi are dreptate și cine e mai bun și așa mai departe. Probabil să mă vadă pe mine acuzând credința acestui tânăr sau să vadă pe tânărul acesta vorbind într-un fel sau într-un fel de meci, au vrut dumnealor. De cum l-am văzut, am știut, am fost chemat acolo, vino să te stai de vorbă cu omul ăsta aici. Din clipa în care l-am văzut, am spus, nu vreau să vorbesc întâi cu el, aș vrea întâi să vorbesc cu noi toți. Tânărul acesta este în locul acesta, pentru că el refuzase să pună mâna pe armă, era necombatant, fusese arestat în armată și pedepsit cu închisoare 5 ani, datorită faptului că a luat poziția aceasta. Și am spus, tânărul acesta, care a refuzat să pună mâna pe armă, refuză să o omoare, tânărul acesta este exponentul unei lumi noi. Noi trebuie să ajungem aici. Cartea profetului Isaia prorocește și spune, își vor preface săbiile în fiare de plug și în cosoare pentru livezi. Nu vor mai scoate sabia unul împotriva altuia, nu vor mai învăța știința aceasta, dacă poate fi numită așa, a războiului, care de fapt este demonică. Și am spus, tânărul acesta este una din florile acelea care vin primăvara de vreme, când e încă zăpadă și înghețat, și zic, noi toți ar trebui să-l salutăm și să-l respectăm. Dacă toată lumea ar gândi ca el, n-ar fi război astăzi pe pământ, nu s-ar vărsa atâta sânge, nu ar fi cruzimea și barbaritatea care se manifestă în atâtea locuri. Omul acesta a ascultat cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus, pune sabia în teacă, oricine scoate sabia va pieri de sabie. Mărturia mea despre tânărul acesta a adus lacrimi în ochii lui și n-am apucat să mai vorbim, pentru că ne-au despărțit imediat, chiar violent, m-au îmbrâncit, m-au trimis de acolo. Nu le trebuia o astfel de mărturie, o astfel de predicuță din partea cuiva. Dar aceasta este împărăția lui Dumnezeu care vine, a unor oameni care nu vor scoate nici sabia cuvântului, nici sabia de oțel sau arme de tot felul biologice, infectări și nenorociri, miasme în atmosferă și în univers. O lume curată, o lume frumoasă, o lume întemeiată pe stânca veacurilor, care este Hristos Iisus. Te rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și cum eu sunt în tine, la fel sunt ei chemați să fie, ne spune Domnul nostru Iisus Hristos. Problema cea mai nevralgică și gravă este că La aceasta a fost chemată biserica, să fie un instrument al păcii lui Dumnezeu în lume și ea nu are pace. Lupte între frați, spune Iacov, poftiți și nu aveți, ucideți, desfânați, nenorociți, vreți mai mult în tot timpul. Ură între oameni se întâmplă chiar în mijlocul bisericii care a fost chemată de Dumnezeu să fie instrumentul păcii în lumea aceasta. Spuneam că am auzit acea faimoasă predică, dar e o faimă îndoielnică, după care se vede, în care un predicator a spus: dacă Iisus ar veni în oraș, la care biserică s-ar duce? A întrebat dumnealui. Și după aceea și-a descris biserica dumnealui cu tot ce ține și ce crede ea și a spus că Iisus ar veni la această biserică pentru că ăsta era obiceiul lui. Și am scris o notiță sub această predică și am avut o discuție cu niște persoane care au promovat ideea și am spus nu stă bine ideea aceasta și nici întrebarea nu este sănătoasă. Întrebarea nu este la care biserică s-ar duce Iisus, ci chemarea lui la cine s-ar duce biserica, nu Iisus la biserică. După cum a zis Pilat, ce să fac cu Iisus? Lasă întrebarea aceasta. Întrebarea este ce vrea El să facă cu tine și cu viața ta. Astfel că nu Iisus ar merge la o anumită denominațiune care își asumă rolul de stăpân al lumii, de singura, în exclusivitate, biserică. Auzeam nu de mult timp unul dintre înalții oameni ai religiei din lume negând o biserică de 600 de milioane de oameni. Nu există așa ceva. Asta poate că pentru tine nu există, dar pentru Dumnezeu există. Prorocia cuvântului lui Dumnezeu spune că va fi o turmă și un păstor. Știu că lucrul acesta este ispititor pentru cineva, se și vede acolo cineva care să fie el păstor și turmă, dar lucrul acesta nu vorbește despre oameni, nu vorbește despre nicio biserică, despre nicio denominațiune, deși pretenția aceasta se găsește prezentă în toate formele religioase pe care le întâlnim în lumea aceasta, pretenția aceasta a exclusivității. Va fi o turmă și un păstor, a spus Mântuitorul, dar păstorul nu este un om. Nu este o organizație, o denominațiune. Acestea sunt forme pe care noi, oamenii, le-am ales ca să putem să ținem ordinea în viață și să putem să săvârșim o lucrare pe pământul acesta. Dar nu acesta este staulul la care se referea el. El este păstorul, iar staulul este trupul lui Hristos, din care fac parte oameni cunoscuți și necunoscuți, din religia creștină, din afara religiei creștine. A fost un scandal imens și este aici în Statele Unite. Dacă o persoană care nu cunoaște pe Iisus poate fi mântuită, nu, nici chip, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, exclude cineva pe toată lumea care nu cunoaște pe Iisus. Bine, dar ce se va întâmpla cu ceilalți? Ce se întâmplă cu mine, întreabă cineva într-o sesiune din aceasta care fac parte dintr-o denominațiune cu 1 miliard de oameni, 1 miliard și de oameni. Ce se întâmplă cu această lume? Nu știu, nu ne interesează, a spus cineva. Iubiții mei, este adevărat că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a spus Mântuitorul. El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu un om, nici o biserică, nici o adresă, nimic. Dar lucrul acesta nu depinde de faptul că o persoană a știut sau n-a știut teologia aceasta, ci depinde de faptul dacă această persoană și-a deschis sau nu sufletul față de Dumnezeu, nu față de tradiția și de înțelegerea mea. Vor veni mulți, a spus Mântuitorul, de la răsărit și de la apus. Cine sunt aceștia? Nu știe nimeni, dar ei sunt răspândiți pretutindeni ca stelele cerului. Pe fața pământului și în sufletul lor au deschis ușile vieții către Domnul Păcii. Ei au devenit una cu Dumnezeu și pe pământul acesta au devenit instrumente ale păcii în mâna Lui. Va fi o turmă și un păstor. Și numai atunci va fi o turmă când va fi un singur păstor. Și păstorul este Mântuitorul nostru. El a declarat: eu sunt păstorul cel bun, care păstor. Oile mele cunosc glasul meu. După ce știi că este cineva dintre oi sau dintre capre, cum va fi despărțită lumea aceasta, după a cunoaște sau a nu cunoaște glasul lui, ele cunosc glasul meu. Nu merg nici de cum după un străin, nu-i cunosc glasul, nu merg după el. Nu poate să fie o turmă și un păstor. Acolo sunt multe turme, mulți păstori. Iubiții mei, chemarea aceasta și idealul lui Dumnezeu, că va fi o turmă și este o turmă și un păstor, o turmă al cărei păstor este Iisus, idealul acesta, în timp ce este lansat de Dumnezeu la scară planetară și cosmică, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos nu este doar păstorul nostru, este păstorul creației lui Dumnezeu. Pentru totdeauna stânca veacurilor, spune Sfânta Scriptură. Lucrul acesta nu se desfășoară doar la nivel de cosmos sau de planetă, ci la nivel individual. Ești tu parte din turma aceea care are un singur păstor și al cărei păstor este Iisus. Este El direct păstorul sufletului tău. Observați tragedia lui Israel în pustie. Niciodată ei nu au ajuns să facă din Dumnezeu păstorul lor. Nu, ei aveau pe Moise. Și ei erau în dialog numai cu Moise. Când a fost un moment în care Moise a vrut să-i conducă la o legătură directă cu Dumnezeu, fără intermediari, fără oameni de felul acesta care să reprezinte chipurile pe Dumnezeu pentru ei. Când Moise a vrut să-i ducă într-o relație directă cu Dumnezeu, ei au spus, nu, să nu mai vorbească Dumnezeu, vorbește-ne tu. Și lucrul acesta a ratat ocazia și chemarea cea mai înaltă a ființei lui Dumnezeu, prin care Biblia spune, avem o intrare liberă la tronul lui Dumnezeu, dar nu prin noi sau prin vreo virtute, ci prin sângele care a fost vărsat pentru noi, prin trupul lui, prin perdeaua din lăuntru templului care este trupul lui. Aceasta face din omenirea noastră și din biserica lui Dumnezeu o turmă și un păstor. Noi suntem soldații aceia din tranșee, noi nu suntem comandanții aceia din birouri, cu uniforme, cu bronzuri și cu altele. Suntem soldații aceia din tranșee. Dar avem harul și posibilitatea aceasta, nu numai să nu ne urâm între noi, nu numai să nu ne împușcăm între noi, ci să ne înfrățim cu adevărat. Avem un motiv mai înalt decât oricare altul pentru a face pasul acesta și pasul acesta este persoana Domnului nostru care s-a rugat, te rog ca toți să fie una. Dacă fiecare dintre noi, la nivelul sufletului nostru, vom spune, Doamne, eu sunt gata și îți mulțumesc din suflet de chemarea Ta. Împreună cu chemarea Ta, Tu reverși puterea Ta ca să putem cu adevărat să fim una. În ce mă privește sufletul meu de care dau răspuns lui Dumnezeu? Mă rog să fiu gata. Mă rog să văd în fiecare ființă de pe pământul acesta un copil al lui Dumnezeu care trebuie întors la Tatălui și să trăiesc așa fel încât să, dacă nu pot să-i deschid drumul, cel puțin să nu împiedic pe cineva, să fiu piatră de poticnire pentru întoarcerea cuiva la Dumnezeu. Misiunea bisericii nu este aceea de a crea noi adepți, cât mai mulți adepți ai ei, ai ideologiei, tradiției ei și așa mai departe. Misionar nu înseamnă lucrul acesta. Misiunea bisericii este aceea de a vesti bogățiile nepătrunse ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aceasta e misiunea bisericii. Doar atunci se poate spune că biserica săvârșește o lucrare misionară. Când ea va îndruma pașii omului la persoana Mântuitorului nostru care a vindecat sufletul și al nostru, dar și al omenirii întregi. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, ca ei să fie în chip desăvârșit una. Dacă ne uităm, nu se vede. Dacă îl credem pe cuvânt, este. E adevărat. În toate locurile pe pământul acesta sunt presărați oamenii aceia care în cugetul lor au răspuns rugăciunii și chemării Mântuitorului nostru, te rog ca toți să fie una. Și ei sunt una cu Dumnezeu în dragostea Lui pentru omenire. A fost și este un plan viclean al diavolului de a izola biserica aceasta de lumea în care suntem. Oi, acolo este lumea, stai departe să nu te întinezi, ai fost în piață, fă-ți baie că dacă este lumea. Pe când Scriptura spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe când Sfânta Scriptură spune că jertfa Mântuitorului nostru și planul de mântuire este pentru întreaga omenire. Oricine crede, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu, cât de diferit este adevărul Scripturilor și adevărul despre Dumnezeu de ceea ce noi am gândit și am rezumat pe Dumnezeu la părerile noastre sau la o denominațiune sau la o tradiție. Dincolo de toate acestea, se găsesc izvoarele mântuirii la care noi suntem chemați să conducem pe copiii noștri, la care noi suntem chemați să conducem pe vecinii, pe colegii noștri. În fiecare suflet este setea aceasta după Dumnezeu, care nu poate fi niciodată potolită cu nimic. S-a încercat și s-au emis diverse teorii. S-au spus că dacă omul ar fi prosper material și nu ar mai fi înflământ și dezbrăcat și asta, atunci nu ar avea nevoie, ar fi împlinit. Oamenii care au ajuns la aceasta și-au pus ștreangul de gât. Au avut tot ce le-a trebuit. Te întreb ce a lipsit omului acesta. Nu aceasta salvează sufletul de la nimicnicie și nemernicie, și prezența Domnului nostru Iisus Hristos face din sufletul nostru templul lui Dumnezeu pe pământ și în mâna Lui o unealtă a păcii, a armoniei și a iubirii, așa cum este ea în Hristos Iisus. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată iubit, ca să fim parte din planul lui Dumnezeu de a aduce pacea pe pământ. Fă, Doamne, ca prin ființa noastră, prin suferința noastră, prin trăirea noastră și lupta noastră, rugăciunea aceasta a Mântuitorului nostru, te rog ca tot să fie una, să fie deplin împlinită și ajută Tu ca acest cuvânt, ca ei să fie în chip desăvârșit una, să se împlinească întâi și întâi în sufletul nostru, al meu și al tău și al fiecăruia, și apoi prin noi în lumea în care ne găsim, în chip desăvârșit una cu Dumnezeu și în chip desăvârșit cu cei care s-au întors la Dumnezeu și se vor întoarce. În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Amin.